La primul antrenament din această iarnă, sub comanda lui Ionuț Plămada, au fost prezenți 19 jucători. De la reunirea Bucovinei Rădăuți au lipsit motivat Florescu, Cimbru și Aftanache. În pauza de iarnă, gruparea rădăuțeană s-a desfărțit de doi jucători. Este vorba despre mijlocașul Ionuț Străjeriu, care a abandonat cariera de fotbalist, și fundașul Ștefan Rusu, care a ales să joace pentru Inter Doruhoi. Bucovina Rădăuți va disputa primul amical din această iarnă vineri, de la ora 14, pe terenul divizionarei secunde, Politehnica Iași. Celelalte meciuri de pregătire stabilită până acum de rădăuțeni sunt cu juniorul Suceava pe 28 ianuarie, cu Gloria Bistrița pe 2 februarie și cu Foresta Suceava pe 4 martie. Totodată, echipa antrenată de Ionuț Plămadă va efectua un stagiu centralizat de pregătire în perioada 3-9 februarie. Bucovina Rădăuții are începând din această iarnă un nou președinte. Este vorba despre omul de afaceri Corneliu Lucescu, care prin firma de transport pe care o patronează a fost în ultimii ani principalul sponsor privat al echipei. Acesta l-a înlocuit pe Manuel Costache, care a demisionat la finalul anului trecut. Aflată pe locul secund în clasamentul seriei 1 a Ligii a 3, a Bucovina Rădăuți va relua campionatul pe data de 11 martie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la CSM Bacău. Până la finalul sezonului regulat, echipa antrenată de Ionuț Plămadă va mai juca în deplasare, cu Ceahlăul Piatra Neamț și acasă cu Foresta Suceava.